A doua sesiune a examenului de bacalaureat va debuta la 20 august cu probă orală la limba și literatura română, iar pe 27 august se va desfășura prima probă scrisă. Pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2012 se desfășoară în perioada 16-20 iulie. Ne așteptăm ca în această sesiune să se înscrie cel puțin candidații care nu au trecut de prima sesiune. La sesiunea din toamnă sunt așteptați și elevii care au trecut cu bine de corigențe. Singurii care nu se pot înscrie anul acesta la bacalaureat sunt absolvenții care au încercat să fraudeze examenul. Candidații care nu au trecut de prima sesiune, exceptând cei care au fost cu tentativă de fraudă sau fraudă, care conform metodologiei nu se vor înscrie decât în toamna următoare. În principiu vorbim aici de un număr de 3600 aproximativ de candidați rămași din prima sesiune, la care se vor adăuga, bineînțeles, și cei care vor finaliza examenele de corigență. Din experiența noastră din anii trecuți, întotdeauna în cea de-a doua sesiune de bacalaureat s-au înscris mult mai puțin față de prima sesiune de bac. Elevii au posibilitatea să se pregătească suplimentar pentru sesiunea din toamnă a bacalaureatului în centre special amenajate.